Probleme, probleme, numai probleme. Și când te gândești că sunt doar niște texte cu ceva numere în ele. Așa gândea Minley, o fetiță curioasă care își dorea să știe să rezolve probleme de matematică, dar mereu se împotmolea la câte ceva. Da, cred că ar trebui să merg la bătrânul din Luna. El are răspunsuri la toate întrebările. Să-mi spună și mie cum gândesc și rezolv problemele. Și a plecat Minley în călătorie către bătrânul din Luna. După ceva timp, a ajuns în Țara Înțelegerii. Aici, toți locuitorii se înțeleg de minune. Ei citesc textele de mai multe ori, analizează datele din texte, analizează întrebările ca să se lămurească foarte bine despre ce este vorba. Poate și tu ar trebui să faci la fel. Îți propun să aplici înțelegerea pe textul de pe ecran. Acum ai ceva timp să citești problema, să analizezi datele și să înțelegi întrebarea. A doua oprire a fost pe tărâmul planurilor. Aici provocările matematice sunt afișate la fiecare colț de stradă. Oamenii se opresc, stabilesc legătura între date și întrebare, apoi fac planuri. Sunt sute de planuri, desene sau scheme scrise cu creionul, penița sau creta, peste tot. Observă și tu cu atenție planul problemei din aplicație. E ca o schemă care te ajută la rezolvarea problemei. Și a mers Minley mai departe până a ajuns în ținutul calculelor. Aici numerele zburau prin aer, iar oamenii le prindeau și le puneau pe hârtie în calcule care să-i ajute la răspunsuri ale problemelor. Ce de calcule se auzeau murmurate, ce de soluții găseau și foarte multe moduri de rezolvare. Privește și tu schema și descoperă operațiile prin care se rezolvă problema. Ia să vedem. Va fi o operație de scădere pentru că sunt cu 10.425 mai puține cărți de istorie decât cele de geografie. Și așa voi afla numărul cărților de istorie. Apoi voi face o operație de adunare pentru a afla numărul cărților de aventuri. Și va trebui să adun numărul cărților de istorie, cele pe care le-am aflat, și numărul cărților de geografie. În sfârșit, la final, ca să răspund la întrebarea câte cărți sunt în total, voi aduna numărul cărților de geografie, numărul cărților de istorie pe care le-am calculat, apoi numărul cărților de aventuri pe care la fel le-am calculat. Simplu, nu? A mers ea ce-a mai mers și a ajuns în orașul scrisului. Aici, oamenii puneau pe hârtie rezolvările folosind diverse instrumente de scris cu o caligrafie citeață, astfel încât să înțeleagă ceea ce au scris și să fie cât mai clare rezolvările. Observă și tu rezolvarea problemei și așezarea calculelor, apoi identifică ce reprezintă rezultatele.
După ceva vreme, Milly face o nouă oprire. De data aceasta în târgul verificărilor. Ce forfotă era în centrul târgului unde se verifică rezultatele obținute în rezolvarea de probleme? Se verifică dacă toate condițiile din enunț au fost îndeplinite. Tot aici, câțiva se ocupă de realizarea probei. Privește și tu exercițiul care reprezintă proba pentru problema noastră. Ei, și acum am făcut o ultimă oprire până la bătrânul din lună. Este la locul dezvoltării. Minnie urmărește cum locuitorii transpun problemele în exerciții și apoi unii formulează alte probleme care se rezolvă prin același exercițiu. Urmărește și tu transpunerea problemei într-un singur exercițiu. Când îți amintești, aici este numărul cărților de geografie. Aici este numărul cărților de istorie, despre care în problemă spunea că era cu 10.425 mai mic decât numărul cărților de geografie. Iar aici este numărul cărților de aventuri, scris ca sumă dintr-un numărul cărților de geografie și numărul cărților de istorie. Atenție! Înscrierea sub forma unui exercițiu trebuie să folosești numai datele inițiale din problemă. Ajunsă la bătrânul din lună, Milly descoperă că are deja răspunsul la întrebarea cu care venise. Cum gândesc și rezolv problemele? Ce simplu și ce mă bucur! Înțeleg datele și întrebarea, fac planul, calculez, scriu rezolvarea, verific, scriu exercițiul problemei. Ce simplu e acum și mă bucur! Așa este, draga mea! Te-aș sfătui să nu uiți de ultimii pași, să scrii răspunsul problemei, apoi poți să alcătuiești probleme asemănătoare. Așa grei bătrânul, iar tu, cel ce privește acum, nu-ți rămâne decât să te bucuri de descoperirile fetiței și să le aplici. Și am încălecat-o așa și ți-am spus povestea mea matematică.